Salut, sunt Damon Lovan și astăzi vreau să-ți prezint un stick. Este un stick mai deosebit, un stick USB făcut de SanDisk. Poate fi folosit atât la laptop, calculator, cât și la tabletă sau la telefon. La tabletă și la telefon, fără să folosești un cablu OTG. Eu v-am prezentat un film în urmă cu câteva luni în care v-am arătat cum puteți să folosiți cablu OTG. Pe lângă mouse, tastatură, se putea folosi și pentru a citi sau a scrie pe el informații, imagini, filme sau documente de pe un stick USB. Numai că stick-ul ăsta, spre deosebire de acesta, care, cum vă spun, e praf, mai are 62 de megabits pe el disponibil din 16, mi l-a distrus sistemul de operare cu care venea instalat laptopul ăsta. M-am povestit eu de el mai multe filme, chiar de curând am făcut un film în care am prezentat un upgrade. Filmele o să apară aici în cadrul undeva și puteți să le vedeți. Mi l-a distrus când am vrut să fac un stick bootabil, să pot scăpa de Linux Limpus și să pun Ubuntu pe el. Acest tip de stick USB putea fi citit de către o tabletă doar prin intermediul unui cablu OTG. Iar acesta are două, să vă arăt imediat, iar acesta are posibilitatea să fie citit, are aici un mecanism care trage înăuntru o parte și o scoate pe cealaltă. Asta e partea mică care intră în telefon sau în tabletă. Iar invers are partea care o folosești pentru telefon, pentru laptop sau calculator. El nu vine cu agățătoarea asta, asta e agățătoarea care am luat-o de la un prelungitor de deget, eu așa îi spun la asta. Hama 106315. Chestia asta era bună pentru telefoanele alea aproape inteligente, dar la astea super inteligente, smartphone nu merge deloc, că nu face contact, nu știu din ce cauză. Mă rog, asta e o altă problemă. Voi deja vedeți aici, în partea asta, niște imagini de când eu l-am despachetat și când am făcut un test cu el la telefon, l-am folosit și pe laptop. Dar acum vreau să vă arăt în tabletă. Deci în tabletă, varianta inițială, varianta simplă la un stick USB, ca să fie citit, este un print screen făcut cu capacitatea la stick-ul ăsta făcut de pe Linux, deci a rămas cu 67 de megabits. Mare atenție când îl deconectați să nu îl scoateți direct. Și haideți să vedeți pe celălalt. O imagine făcută de mine cu telefonul mobil. Deci ați văzut că nu mai am nevoie de cablu OTG. La fel, când vreau să-l deconectez, îl deconectez din sistem, aceeași poveste ca la laptop sau la calculator. L-am scos și îl pot folosi. Același lucru se întâmplă și cu telefonul și vă permite să folosiți, dacă nu mai aveți spațiu ca mine, că și eu mai am vreo 10 giga în telefon și nu prea pot să filmez mai multe minute la rezoluție 4K,
Dar cu așa ceva, dacă chiar vreau să-mi arăt la cineva un film sau o poză făcută, e destul de ușor, pot să-l iau în buzunar, ba chiar pot să-l pierd așa de mic și să-l introduc în telefon sau în tabletă și să-i arăt sau să copiez fișiere pe ele, pentru că tot ce am văzut pe el, poza asta și pe celălalt, sunt copiate din telefon în tabletă și plimbate în felul ăsta. Aici mai vedeți încă o dată imaginile cu filmarea pe care am făcut-o pe telefon. Cam asta a fost prezentarea. Sticuri de genul ăsta SanDisk Ultra găsiți și de 16 și de 64 din câte am văzut eu. Eu l-am luat cu vreo 40 de lei, dar prețul lui este undeva de 100, 110, 115 lei, depinde de ce magazin și de ce oferte dați. L-am luat mai ieftin pentru că era un fel de Black Friday, ca să-i spun așa, un fel de, pentru că tot anul a fost tot felul de oferte și nu prea am găsit mare lucru ultima dată să cumpăr, doar niște nimicuri ca ăsta care aveau peste 40% reducere. Eu l-am căutat pe site-ul meu macrostandard.ro în secțiunea de tehnologie. În descrierea filmului am pus un link spre oferte, sunt vreo 50 și ceva de oferte din modelul acesta, la mai multe magazine, la vreo 4 am găsit. Și dacă vreți să cumpărați, accesați linkul și puteți să cumpărați, dar nu o să mai găsiți la vreo 40 de lei cum l-am luat eu, o să găsiți mai scumpe. Dar oricum există posibilitatea să găsiți o altă ofertă, pentru că în curând se apropie Crăciunul. Tot în descrierea filmului am pus și un link spre un articol pe care l-am publicat pe blogul meu macrostandard.ro. Și acolo o să găsiți datele tehnice. Viteza de scriere pe calculator, pe laptop, este parcă peste 130 de megabits pe secundă. Pe telefon sau pe tabletă este, din câte știu, mai mică, dar n-am cum să o verific. Cam asta a fost prezentarea. Vă invit cu ocazia asta să subscrieți la acest canal dacă considerați că ce vă arăt eu și ce produse vă prezint sunt interesante. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you.